Șoferul aflat sub influența alcoolului sau a drogurilor, care provoacă un accident rutier soldat cu decesul unei persoane, va fi pedepsit cu închisoare, cu executare. Lasă-mă în pace! Liniștește-te, nu ți-a făcut nimic, poate te place. Ce alergi așa? Nu ți-a făcut nimic. Poate te place. Ce urli așa? Nu ți-a făcut nimic. Poate te place. 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 Abuzul este învățat din copilărie. Rupe tu cercul violenței și fă educație împotriva abuzului. Donarea de sânge este benefică pentru sănătate. Donarea de sânge reduce riscul de accident vascular cerebral. Evadează din zgomotul cotidian și vină în Șoimuș la Căsuță, locul ideal pentru orice pământean. În fiecare zi ești așteptat la Căsuță pentru a fi răsfățat cu preparate desăvârșite de maestru bucătar, adevărat spectacol culinar. Preparăm pizza delicioasă, dar și mâncăruri tradiționale și internaționale. Și dacă ceva poftești, ne sun și îți livrăm prompt tot ce dorești. În zilele toride de vară te poți răcori pe terasă sau în piscina privată de afară. Dacă dorești de plină relaxare, deținem camere ultramoderne pentru cazare. Iar pentru cele mai speciale din viața ta momente, avem amenajată o sală deosebită pentru evenimente. Vino la Căsuță, ți-am păstrat un loc. Ce zici? Vreau să vin și eu aici. Livrări și rezervări la telefon 0749 999 333, Șoimuș, numărul 56A, Hunedoara. Natura, divină, misterioasă, infinită. Natura, viață, hrană, sănătate. Inspirate din inima naturii, create de știință în formule atent selecționate, produsele Naturalis alcătuiesc o gamă foarte variată. Naturalis, inteligența naturii. Doar la Catena ai oferte de poveste. E o întrebare pe care cu toții am pus-o măcar o dată. Știi un medic bun? Da, și încă unul foarte bun. Pitica mereu se simte în largul ei. Mi-a zis, lupt alături de tine. Și m-a operat cu un robot. Dincolo de clinici și spitale, medicina de succes e despre oameni. Iar pentru a face România bine, avem nevoie în primul rând de oameni. La MedLife ai mereu un medic bun. Domnilor și domnilor, bine v-am găsit, suntem în direct, ora exact, Antena 3 Deva, o emisiune cu miză mare, aș putea spune, am doi invitați, iar problemele pe care dorim să le discutăm sunt importante și vom introduce foarte multe nuanțe, pentru că verdictele, dincolo de, știu eu, dorința opiniei publice de a găsi imediat vinovați, mi-asum riscul să spun asta, pentru că în momentele tensionate așa se întâmplă, poate duce la lucruri neplăcute și veți înțelege despre ce este vorba dacă vă voi spune că în această după-amiază la noi în studio sunt domnii Radu Budaie, managerul Spitalului Municipal, dr. Alexandru Simionescu din Hunedoara. Bine ați venit!
Bine v-am găsit, bună ziua, mulțumesc de invitație. Și domnul doctor Bende Barna, medic primar al ortoped, director medical al acelui spital, bine ați venit la noi în studio. Bine v-am găsit, mulțumesc, bună ziua dumneavoastră și spectatorilor, telespectatorilor dumneavoastră. Vă spuneam că l-am avut invitat și pe domnul doctor Stoica, directorul spitalului, managerul spitalului județean de urgență din Deva. Stând de vorbă cu domnia sa, am înțeles unele dintre o parte din situația complexă cu care se confruntă și sistemul sanitar în totalitatea sa, dar și fiecare spital în parte. Pe de altă parte, opinia publică este extrem de sensibilizată din cauza a ceea ce s-a întâmplat la Botoșani. Automat asta apare o stare de nervozitate care poate duce la repararea unor nedreptăți prin alte nedreptăți, uneori și mai mari. Și doar sunt de vorbă cu dumneavoastră 5 minute sau 10 minute înainte de emisiune, mi-am dat seama cât de riscantă poate fi această stare de spirit excesiv de inflamată. Da, așa este. Și noi simțim din interiorul sistemului medical că este o stare de tensiune. În primul rând, condoleanțe pentru familia Alexandrei de la Botoșani. Dumnezeu să-i mângâie pe cei trei copilași care au rămas. Până la urmă, acolo este o dramă. Indiferent de discuțiile ulterioare, trebuie să respectăm lucrul ăsta, să acceptăm și să le dorim mângâiere până la urmă. Dincolo de asta, credeți că apare și o anatemă aruncată asupra corpului medical în totalitatea sa, tocmai sub impresia emoțională a momentului? Cu siguranță apare. Vedem și noi la Hunedoara, vedem și în județ, vedem și în spitalele din toată țara, dar vorbim pe spitalul nostru la Hunedoara, cu siguranță apare. Eu, din calitatea mea de manager, nu pot să spun că este dreaptă sau nedreaptă. Dar o stare de tensiune accentuată în ultimele zile există. E greu, e foarte dificil pentru toate părțile. Pe de altă parte, discutăm de comunitatea hunedoreană. Spitalul este unul de pilonii unei comunități, din punctul meu de vedere. De ce ar alege un om o comunitate? Păi să aibă un spital bun, în care să aibă și încredere, să aibă o școală bună pentru copii, să aibă și o poliție care își face treaba, ca să fie, să se simtă în siguranță în orașul sau în orășelul mai mic, respectiv. Și de asta pornim. Spitalul, în primul rând, trebuie să genereze încredere. Și atunci, și noi, ca spital, trebuie să generăm încredere pacienților noștri. Este adevărat, este total incorrect să se arunce asupra unui întreg spital sau asupra unui colectiv de medici sau chiar asupra unui medic, până la un verdict final, să se arunce o vină care până la urmă poate încă nu a fost dovedită. Și din punctul meu de vedere, lucrurile astea ar trebui sintetizate în două cuvinte: echilibru și responsabilitate. Și acum vorbesc din poziția de manager al spitalului. Nu. Și noi, ca și conducerea spitalului, sub nicio formă, în momentul în care în spitalul nostru se va dovedi o vină sau o culpă care va duce la pagube sau la decese, Doamne ferește, în cel mai rău caz, să ascundem sub preș. Datoria noastră este să se facă dreptate. Dar drept să se facă dreptate cu un adevăratul sens al cuvântului. Da, adică nu sub presiune și nu acea dreptate pe care uneori o doresc mulțimile. Știu că poate unii nu sunt de acord cu mine, dar este foarte ușor să arunci, și asta spunea și domnul doctor Bende Barna, să arunci un om, să-l anatemizezi, să dovedești după aceea că de fapt nu era vinovat, practic el este distrus. O frază vă mai spun. Noi vedem și în societatea hunedoreană discuții și pe grupurile de socializare în care sunt... Să fim sinceri, sunt pe lângă lucruri bune care se spun și sunt și lucruri mai puțin bune și sunt oameni care revendică sau reclamă anumite lucruri. Eu îi încurajez. De asta suntem acolo. Ușa mea, colegului meu, domnul director medical, este deschisă în permanență. Să vină să ne spună cazuri, dar să vină să ne spună, este puțin greu pentru noi să identificăm și să mergem mai departe, să și rezolvăm cauza problemelor dacă nu știm cu subiect și predicat. Deci încurajăm, chiar încurajăm oamenii care consideră că actul medical din spitalul nostru nu a fost cum trebuie sau au întâmpinat o problemă, să vină să ne spună atunci cu subiect și predicat, ca noi să putem să luăm măsuri. Așa, scriind ulterior pe rețelele de socializare sau în alte părți și la mod general, este foarte greu să identificăm
problema în sine și ne identificăm problema, e foarte greu să mergem în spate la cauză, ca să putem să remediem. Iată, mi se pare o variantă, într-adevăr, nu m-am gândit să se acționeze atunci, în momentul în care acea problemă apare. Repet, îi rog, suntem aici amândoi, manager, director medical al Spitalului Municipal Hunedoara, să vină la noi, în timp real, să ne spună, domnilor, am problema asta, acolo, cu persoana respectivă. Și atunci noi putem interveni și vedem problema este reală sau nu este reală. Da, domnule doctor, sunteți într-o dubă calitate și în echipa de management, dar pe de altă parte și medic. Da, eu pot să spun că am 35 de ani în Spitalul din Hunedoara, am trecut prin toate etapele de medic stagiar, rezident, specialist primar. La Hunedoara. La Spitalul din Hunedoara, din prima zi de când mi-a luat repartiția, terminat facultatea la Timișoara, repartiția luată înainte de Revoluție, încă pe vremea lui Ceaușescu. Eu aș începe prin a spune o propoziție sau o frază. Relația între medic și pacient. Această relație dintotdeauna a dus sistemul mai departe, indiferent dacă am avut aparatură, dacă au fost bani în sistem, nu au fost. Și aici, din partea pacientului, vorbesc de adresabilitate și de încredere, din partea medicului vorbesc de profesionalism, de empatie și de a rezolva cu resursele care le are medicul, de a rezolva cazul cât mai corect și cât mai profesionist. Din păcate, în ultima perioadă, ultimii ani, au mai fost sisteme, adică presiuni pe sistemul sanitar, în mai multe rânduri, chiar și pe spitalul nostru. Pe lângă faptul că intervine în relația asta medic-pacient, anumiți factori, intervine internetul, care, eu știu, sare o știre în presă și după aia, dacă citești comentariile, îți dai seama că sunt oameni care sunt foarte ok și care respectă medicii și spitalul, dar o parte din oameni care abia așteaptă să bage un pic de râcă, să găsească un cuvânt, să amplifice un pic treaba asta. Pe de altă parte, internetul dă posibilitatea pacienților și aparținătorilor să citească câte ceva despre boala lor, care o înțeleg la nivelul lor de cunoștință și la nivelul lor de pregătire medicală. Vin și ne spun medicilor ce să facem sau cum ar trebui să-i tratăm. Ne mai vorbesc și de partea asta de poate de mass media, care, eu știu, este o parte din mass media care dintr-o știre de genul ăsta dorește să-și facă un pic de rating, dorește să-și facă audiență și nu știu dacă este corect. Adică amplifică un pic lucrurile care merg tocmai în detrimentul acestei relații între medic și pacient. Că pacientul, oricât de recalcitrant ar fi sau oricât de agresiv ar fi și aparținătorii, până la urmă tot la un medic trebuie să ajungă și problema medicală nu o rezolvă nici sistemul judiciar, nici mass media, nici vecinul, nici aparținătorul, nici prietenul de pe Facebook. Deci tot un medic va trebui să-i rezolve problema medicală. Stând în spital și discutând cu colegii de toate aceste probleme care le-am expus și eu și domnul manager împreună aici, sunt colegi și grupuri de colegi care discută că în ziua de azi orice pacient poate fi un posibil viitor dușman. Ceea ce este fantastic de rău și fantastic de nebenefic sistemului și aceste relații între medic și pacient. Ați rostit o frază cheie, mi se pare. Cum ar trebui să o interpretăm? Fiecare pacient poate fi un posibil viitor dușman. Tocmai acestui fapt că dintr-o problemă care este poate absolut normală să se întâmple, pentru că orice patologie în sistemul medical, în orice tratat de specialitate, indiferent că e scris de americani sau de europeni sau de englezi sau de francezi, există un mic procent unde există niște complicații care sunt științific demonstrate și care pot să apară. Voit sau, adică nevoit de către partea medicală, indiferent oricât, bolnavul are niște comorbidități, bolnavul are niște riscuri, care bineînțeles și le asumă împreună cu echipa operatorie sau echipa medicală și intervine o problemă post-operator sau post-tratament, nu mă gândesc neapărat la deces, dar intervine o problemă, o neplăcere, o complicație, o infecție, Doamne ferește, care sunt trecute în toate tratatele și pot să fie și din cauza părții medicale, dar trebuie demonstrată. Dintr-o chestie de asta iese un scandal care este amplificat de mass media, amplificat de internet, amplificat de aparținători și așa mai departe. Și ajungem la un moment dat să ne gândim ca medici în
încercăm să ne alegem cazurile care sunt ușoare. Vă spun, eu când eram începător, îmi plăcea să mă implic, să am cazuri grave, să văd cum evoluează, să învăț și partea aia, să fac și tipul ăla de operație, nu odată, de mai multe ori, să cresc profesional, să am partea aia ascendentă. În ziua de azi, parcă nu se mai întâmplă treaba asta. Din păcate, vă spun sincer că... Da, e interesantă romanță introducție. Și am discutat înainte și cu domnul manager și cu dumneavoastră că sunt spitale unde sunt doctori care o întreagă echipă de gardă refuză să mai facă gărzi spitalele respective. De teamă respectiv. Să nu se întâmple ceva. Da, probabil că ați văzut. Într-adevăr, poate să fie o consecință a exacerbării. Din punctul meu de vedere și repet, cred că a treia oară, trebuie să fim echilibrați. Nu putem spune că pacientul nu are niciodată dreptate din start. Poate are. Există pacienți care au dreptate. Dar nu poți să spui că medicii sau echipe medicale în corpore sau spitale nu își fac treaba sau nu sunt sau sunt lipsite de profesionalism sau. Și da, sunt două exemple. Eu îmi doresc să nu ajungem niciodată la Hunedoara sau nici măcar un spital din județul Hunedoara, fiindcă până la urmă noi ne sprijinim unii pe alții. Sunt specialități care le avem noi, nu le are Deva, le are Deva, nu le avem noi. Și vă dau două exemple care au apărut ieri în presă, ieri alalte, tot ca urmare a exacerbărilor din ultima vreme. Spitalul județean Târgu Jiu a rămas de la 1 septembrie fără linie de gardă pe chirurgie, un spital județean. Nici nu vreau să-mi imaginez cum se poate, adică cazuri și vin urgențe, ce faci cu acele urgențe? Spitalul județean Brașov, un județean foarte mare, 21 din 28 și sunt știrile în presă, pot fi căutate, de medici din UPU nu mai fac gărzi. E, nu trebuie ajuns acolo. Dar și tocmai din acest motiv trebuie să fim corecți noi cu noi. Adică dacă avem cazuri unde aparținătorii sau pacienții ne reclamă anumite nereguli, să le analizăm și să le cercetăm corect. Noi cu noi, în primul rând. Și unde da, unde am greșit, trebuie să recunoaștem. Dar, sub nicio formă, nu putem să fim de acord cu stigmatizarea unei categorii sau unor spitale sau unor secții și așa mai departe. Fiindcă toate astea duc, unde v-am dat două exemple. Gândiți-vă, faceți un exercițiu de imaginație. Ce ar însemna ca mâine la Hunedoara să nu mai existe cardiologie? La Deva să nu mai existe chirurgie? Unde să meargă pacienții? De la exacerbările care nu fac bine nimănui. Da, și mai ales că serviciile de urgență am înțeles că sunt supuse unei presiuni fantastice. Adică activitatea unei echipe de urgență este puțin diferită de ceea ce se întâmplă pe secție. La Spitalul de Hunedoara anul trecut au fost peste 22.000 de consultații într-un an în urgență. Ceea ce este o presiune fantastică pe medicul care este în urgență. Nu putem spune și nu ne putem lăuda că avem foarte mulți colegi care lucră în urgență. Au fost o parte care s-au pensionat, o parte au plecat și din păcate, cu toate că am căutat și am fost personal, domnul manager, am fost și la Cluj și la Timișoara, au căutat medici tineri să vină la Hunedoara, să-i atragem aici, nu putem spune că avem un număr suficient de medici. Și atunci, fiind unul dimineața, unul după masa, unul de gardă noaptea, sâmbătă, duminica, câte 12 ore de gardă, este o presiune fantastică. Gândiți-vă că are un timp scurt să rezolve un caz. Vine altul și altul ca să-ți dai seama că este o urgență. Trebuie să-l consulți, să-l încadrezi undeva, să chemi un specialist să-l vadă dacă consideri, să faci niște analize, radiografii, investigații și așa mai departe. Ce se întâmplă? În sistemul sanitar, în general, medicul de familie are voie 25 de consultații pe zi. În ambulatoriu de specialitate la noi, cei care vin cu trimitere de la medicii de familie, sunt specialități care au 2 consultații pe oră, psihiatria, 3 consultații neurologia, restul specialităților, 4 consultații pe oră, programul este de 7 ore, deci maxim 28 de consultații într-o zi. Vine pacientul, se programează, astăzi s-au ocupat, mâine s-au ocupat, sunt specialități unde adresabilitatea este mai mare, în momentul ăla trece pe o săptămână, pe alta, normal că pacientul devine un pic impacientat, adică eu trebuie să ajung la un medic, nu am când, nu am unde, ori se duce la un privat, ori se adresează serviciului de urgență. În momentul când un pacient vine în serviciul de urgență, cum am spus, se trebuie consultat, să vezi, este sau nu este o urgență.
Și în statisticile noastre, și am vorbit și cu colegii în urgență, un 60-70% din cei care se prezintă în urgență nu sunt urgențe. Atât de mult? Deci noi facem un fel de policlinică, de ambulatoriu de specialitate în urgență. De aici intervin și timpii lungi de așteptare până ajunge pacientul să intre, să fie consultat în urgență. Nu vorbesc de urgențele majore, de un infarct, de un edem pulmonar acut, de care automat intră și se ocupă imediat de aceste patologii. Nu știu cum am putea rezolva treaba asta. Ori investit un pic în medicina primară, să facă mai mult decât face, adică să aibă un mini-laborator, să aibă și o posibilitate să facă o ecografie, o radiografie, o ceva. Adică în țările civilizate, de exemplu în Germania, un praxis, dacă din 10 bolnavi mai mult de 2 trimite, bolnavul ăla se mută la altul. La noi e mai simplu, adică eu nu zic că sunt colegii noștri, avem o colaborare foarte bună cu ei și avem și ședințe împreună și ne discutăm problemele și dar ori statul să investească un pic în ei, ori... Că se pare că va fi în curând o criză, dacă nu chiar traversăm de mediul familie. O criză. Da, va fi. Este deja o criză, generațiile ies la pensie și din urmă vin tot așa foarte puțin. Tot în acest sens, mă gândeam, în momentul în care citeam știrea vis-a-vis de unitatea de primire urgențe din Brașov, unde 21 din 28 de medici urgentiști și-au dat demisia din linia de gardă, au mai rămas 7. Zâmbeam amar, noi 7 avem cu toți. Suntem la un nivel, să zic, rezonabil, am fost și mai rău. Lucrurile bune sau luminița de la capătul tunelului poate fi privită în două sensuri. Într-un sens, din punct de vedere al resursei umane, din fericire pentru noi, avem rezidența ai spitalului nostru în an terminal, rezidenți de an 5, rezidenți de an 4, rezidenți de an chiar 3, sunt 6, care o să vină în anii următori, 2-3 ani la Hunedoara. Noi ținem legătura în permanență cu ei, tinerii medici sunt hotărâți. Deci, vânați? Nu, nu îi vânăm, îi întreținem relația caldă. Ei au fost vânați, i-au ales spitalul Hunedoara când și-au ales rezidențiatul la început, în anul întâi și acum... Sunt plătiți de noi. Și noi ținem relația cu ei, sunăm colegii de la Runos, îi sună, vin, când vin în Hunedoara, mai vin pentru acte. De obicei sunt în Timișoara, își fac rezidenția marea majoritate care sunt rezidenții spitalului nostru, vin la mine, la domnul director medical, povestim cu ei, îi întrebăm de intenții, care se face, da, domnul manager, vreau să vin la Hunedoara, nu intenționez să mă duc niciunde. Ăsta este un lucru bun. Și al doilea lucru care ar putea, la noi, vorbind de spitalul nostru, e de infrastructură. Urgența în spitalul nostru este cea care este, tot vorbim de ea. Asta a fost, 1968, câteva încăperi, alea sunt. E, acum, în sfârșit, după ce am încercat de ani și ani de zile să găsim soluții de finanțare și credeți-mă că am încercat. Noi ca spital, primăria Hunedoara, domnul primar a fost cu dânsul în emisiune de atâtea ore aici. Și gândiți-vă, am găsit soluții pentru ATI, pentru dializă, pentru RMN, pentru CT-uri, pentru anveloparea spitalului, pentru reabilitarea policlinicii, pentru toate. Să investim mult, nimeni nu poate nega. La fel făceam și urgența, dacă găseam o soluție de finanțare. Din păcate nu a fost. Am fost foarte aproape de una, cred că am povestit-o la dumneavoastră. Am fost cu domnul primar la doi miniștri ai sănătății, când era o axă dedicată pentru UPU-urile spitalelor județene, acum câțiva ani. Și acolo am mers și am spus celor doi miniștri, domnule, și noi avem UPU, suntem printre puține municipale care avem UPU, haideți să ne încadrați. Nu, așa spune textul de lege, nu sunteți eligibili. E, asta vă spuneam. Și acum, în sfârșit, există pentru spitale municipale și orășenești posibilitatea, sunt niște fonduri europene, noi avem proiectul deja matur, suntem la nivel de PT și de ce vă spun asta? Poate sunt niște detalii tehnice. Se pot depune proiecte la nivel de DALI, adică la o documentație minimală, dar pleci din cele 100 de puncte ca spital, pleci cu zero. Dacă apuci, și este foarte greu, în termen scurt, să faci nivel de PT, adică să duci documentația la nivel de proiect tehnic, pleci cu 20 de puncte. Noi am reușit lucrul ăsta. Astea sunt foarte puține spitale care au reușit și atunci plecând cu 20 de puncte din 100, șansele de eligibilitate a proiectului nostru fiind foarte mari. E, în momentul în care facem inclusiv o unitate de primire urgențe, din punct de vedere al spațiului, mai generos, în care să putem să avem o zonă mai primitoare de așteptare, în care visăm să punem pe pereți, să punem plasme în care să se vadă cine e, cazurile care sunt înăuntru și să se vadă inclusiv anonimizat, bineînțeles, pacientul. Asta e diagnosticul. Omul, pacientul care așteaptă, probabil că nu o să mai avea acea stare de nervozitate văzând că oamenii
și medicii și oamenii din spital muncesc la 5 cazuri grave și îi văd pe ecran. E, în momentul ăla, cred că puțin din presiune s-ar mai lua. Asta, bineînțeles, coroborată cu ceea ce spunea domnul director medical, cu medicină de familie, cu policlinică și aici poate și la noi ar fi în curtea noastră extinderea programului de policlinică, dar și aici, dacă intrăm în discuția asta, iarăși nu este totul cu plus sau cu minus. De exemplu, vă dau un exemplu simplu, avem adresabilitate foarte mare pe urologie în policlinică. Foarte multe cazuri, avem 2 medici urologi. Ok, extindem programul de policlinică. Păi îl extindem, dar tot de la medicii aia luăm. Și atunci trebuie să diminuăm programul operator al lor. Cum facem? Că avem și cazuri de operat. Și e un echilibru. De asta lucrurile trebuie judecate. Dar cred că astea sunt. Dacă reușim, și sper că de data asta reușim să facem un lucru modern din punct de vedere al spațiului și al spațialității și al funcționalității acolo, dublat de rezidenții de an terminal ai noștri care vin în spitalul nostru, triplat de ceea ce spunea domnul doctor, să-și facă, poate să meargă, adresabilitatea să se ducă și spre policlinică și spre medicină de familie, atunci, da, sunt convins că poate presiunea de pe urgență ar putea să scadă. De ce nu vin medicii la urgență? Adică facultățile nu pot să zică, domnule, facem o... Nu știu cum funcționează, de-aia vă întreb. Medicina de urgență este o specialitate ca orice specialitate. Cum a făcut ortopedie, cum un coleg a făcut urologie, cardiologie, este medicina de urgență, care se face într-un centru universitar, se dă un examen. Examenul respectiv este destul de greu. Avem colegi care au terminat specialitatea și care stau un an sau doi ani ca să-și obțină diploma de specialist. Ei sunt medici cu competență limitată, adică avem și noi colegi care lucră și ne ajută, însă ei pot să lucreze în urgență, dar nu au drept de parafă. Și atunci ajută un coleg care are drept de parafă. Deci se ia greu examenul, este o specialitate frumoasă, dar foarte grea. Tocmai prin faptul că ai de-a face cu urgență mare, ai de-a face cu foarte mulți pacienți, este o varietate de patologie, e grea, mai ales pentru o persoană de sex feminin, care mai are și familie, mai are și copil acasă, după 8 ore, 12 ore de genul ăsta, să te duci acasă și să vezi de la capăt, este destul de complicat. Și eu am lucrat foarte mult în urgență pe vremuri la început, dar erau alte vremuri și nu vreau să fac comparația cu ce posibilități sunt acum, ce patologie este acum. E diferită și patologia, nu? Sau... modul de a trata, deci pe vremea mea nu era computer tomograf, nu era rezonanță magnetică, acum din fericire spitalul din Hunedoara are 2 aparate de computer tomograf, avem și un aparat de rezonanță magnetică nucleară care este al spitalului, până acum numai în privat era sau aveau, mă rog, spitalele județene, asemenea aparatură. Pe vremea mea nu erau astea, totul era semiologie, era numai semne cu stetoscopul, cu foarte, foarte rudimentar. Vis-a-vis de acele reclamații de care vorbeam, vreau să vă spun că pe vremuri această relație între medic și pacient era mult mai strânsă și mult mai sudată. Dacă pe vremea când, în anii 2000, când eram eu managerul spitalului, erau, sincer vă spun, 3-4 reclamații pe an, acum avem împreună cu domnul manager 2-3 și pe zi. Dar încercăm să îi ascultăm și să încercăm să ajungem la o înțelegere cu ei la modul civilizat, adică să înțeleagă și ei că ce probleme are sistemul și noi să le înțelegem lor problemele și echilibrat, frumos, încercăm să rezolvăm cazurile fără să se ajungă mai departe. Apropo de cazuri rezolvate și bine ați punctat dumneavoastră că foarte mulți se uită pe internet, expun diagnostice, nu vreau să arunc nimic în derizoriu, dar au glumă simptomatică, trebuie să recunosc că unor și mie mi se întâmplă, cei care și-au pus diagnosticul pe Google sunt rugați să se trateze conform Yahoo. Poate să pară o glumă, din păcate așa este și foarte mulți pacienți, dacă te duci la colțul străzii, domne, eu am diabet, stai că spun eu ce să faci. Un asemenea caz v-aș ruga să-l explicați, pe care l-ați avut concret la spital, pentru ca să ajutăm oamenii să înțeleagă că uneori lucrurile sunt mai complexe și nu pot fi tratate, că mă uit eu pe, cum spuneați, pe rețele de socializare, văd 10 comenturi și formulez o concluzie. Probabil că vă referiți la cazul care a fost dezbătut ieri la Antena Stars pe televiziunea națională,
Este un caz al unei fete de la Hunedoara. Colegii mei m-au anunțat atunci când s-a întâmplat. Este o gravidă care a venit în urgență de nici 20 de ani, era la a doua sarcină, prima sarcină undeva la 16 ani, la fel prin cezariană, și venise în urgență. Echipa de la ginecologie, medicul de gardă au intrat atunci direct cu persoana respectivă, cu gravida, copilașul este bine, este tot în regulă, gravida a mers pe salon și după jumătate de oră a început să sângereze masiv, a fost dusă în ATI și de acolo transportată la Timișoara. Este într-o stare gravă la Spitalul Județean Timișoara. Era dezbaterea ieri de la Antena Stars, în care familia, mă rog, și lucru normal, sunt doi copilași, familia suferă, familia are anumite rezerve, posibil vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat. Și cu ce am și început, așa vă și spun, în continuare și în cazul ăsta. Și este caz concret. Am făcut o comisie care să analizeze cazul, dar să analizeze în modul serios. Și din comisia asta, este o comisie medicală, care, să spun așa, să-mi auditeze cazul. Nu dau verdicte până atunci. Devină, nu devină, nu dau verdicte. Fiindcă am o comisie medicală total profesionistă, din care face parte domnul doctor Marius Craina, este un ginecolog de renume, a fost managerul Spitalului Județean Timișoara, acum conduce secția de ginecologie de la Județeanul din Timișoara. Lângă este profesorul doctor Sas, care conduce secția de ginecologie de la Spitalul Municipal din Timișoara. Sunt două personalități în domeniu, le-am rugat astăzi, am făcut o comisie, o să le trimitem dosarul, tot ce înseamnă. Concluziile o să mi le prezinte mie, comitetul director, consiliul de administrație, și dacă se va vedea că este culpă, atunci vom lua măsuri. Dar trebuie să se stabilească o culpă pe niște fapte concrete și judecate de oameni care au calitatea asta. Și de asta vă spun, nu vreau să ascund. Noi ca spital, și vă spun din punctul meu de vedere ca manager, nu vreau să ascund nimic sub preș. Am greșit, trebuie să recunoaștem. Dar nu este corect să fie acuzat înainte să se stabilească că ai greșit. A spus chiar că acest caz poate să fie, are o simptomatologie care duce spre o anumită concluzie medicală, să spun așa, ați făcut o trimitere spre... E posibil. Sunt niște sângerării, da. Sunt niște suspiciuni medicale care de unde se spune că a plecat acest caz, dar tocmai de asta am luat două personalități în domeniul ginecologiei, doi medici de excepție, profesorul Craina și profesorul Sas, care să auditeze cazul și să ne spună. Să ne spună, este ancheta noastră internă, iar cei doi domni profesori va trebui să ne spună dacă am greșit undeva și cine a greșit sau nu s-a greșit. Domnul director, sunteți medic, deci aici apare și această nuanță legată de responsabilitatea medicului, să spunem, dar și de riscul care planează, pentru că nu este totul matematic. Profesia mea de bază, foarte mult timp înainte, era, făceam o comparație de inginer. Și spuneam, domnule, dacă sunt inginer, riscul e mic. Dacă stric un motor, cel mult îl plătești motorul. La un medic nu există chestia asta, domnule, l-am stricat, nu am cum repara. Nu există rebuturi în sistemul medical. Există numai drame și situații nedorite. Deci, presiunea eu cred că presiunea este foarte mare și mă gândeam și la exemplele dumneavoastră, mă gândeam ca pacient să știu că sunt la Târgu Jiu și să știu că brusc nu mai există servicii că nu mai există chirurgie. Sunt extremele, vă spuneam. Sunt cele două extreme care nu fac bine nimănui. A nega, a nu lua în seamă reclamațiile pacienților este o extremă. Dar și de a merge cu acuzațiile în extrem, culpabilizând categorii sociale, echipe medicale, iarăși este extremă și se ajunge unde spuneați dumneavoastră. Mie mi se pare, și aici fac din nou trimitere, că și responsabilitatea media, care uneori vrea sânge, trebuie inclusă aici, pentru că, sigur, există cazurile dramatice, extreme, să spunem, precum cel de la Botoșani, unde este inevitabil să ajungi la o excepție. Nu comparăm cele două cazuri. Nu comparăm o gravidă care a ajuns într-o urgență și n-a fost văzută 7 ore cu cazul nostru în care a intrat
instant în cezariană, e adevărat, a apărut complicații postoperatorii. Exact în acest sens spuneam. Practic, a da verdicte înainte să vorbești cu medicii, înainte să înțelegi ce se întâmplă, mi se pare că este foarte riscant, iar jurnalistul care o face are o responsabilitate în unele cazuri față de pacient, în unele cazuri față de situația pe care o determină. Pentru că dacă anatemizezi, scrii un articol prin care toată lumea se inflamează și în momentul ăla 7 oameni din sau 21 de oameni din urgență de la Brașov pleacă, în momentul ăla apare o problemă de semn contrar. Nu pot decât să vă mulțumesc că dumneavoastră ca jurnalist ați spus fraza asta, că este o parte din presă care dorește sânge. A spus-o dumneavoastră, nu noi. Totul merge pe rating, din păcate, și aici arunci cuvinte de care nu-ți pasă. Că pe de o parte aici pacienții și aparținătorii prin curaj și pe de altă parte din partea corpului medical ajunge la medicină defensivă, ceea ce este total nebenefic actului medical. Referitor la dotări, și domnul primar și dumneavoastră ați fost în emisiunile Ora Exactă, mi se pare că și la nivelul municipiului Nedoara și la nivelul Spitalului Județean din Deva este percepția mea pe baza ceea ce am văzut, nu mi s-a spus, că sunt imagini filmate, s-a investit într-adevăr foarte mult în sănătate, foarte, foarte mult, foarte puțin neagă. Bun, nu se poate renova un spital, cum a spus, după 50 de ani, să-l faci odată, dar mi se pare că s-au făcut niște eforturi foarte mari. Da, sunt lucruri vizibile, doar că este o parte a actului medical. Sunt mai multe părți. E vorba de condițiile hoteliere, discutăm de condițiile de masă, și acolo pot fi discuții dacă hrana pe care le-a pacientului e bună, dar cel mai important este vorba de actul medical în sine. Dar toate sunt un întreg, într-adevăr. Bine, aici trebuie să înțelegem că după descentralizare, după 2010, în care majoritatea spitalelor au fost date Consiliului Județean sau primăriilor, o primărie de municipiu foarte greu poate să susțină un spital. Spitalul de Nedoara este un colos. Are 80.000 de metri pătrați, de circuite, de săli, de saloane. Din 68 nu s-a făcut nimic. S-a început undeva în 2006, s-au făcut condițiile hoteliere, dar vreau să spun că a spus că Spitalul Deva și Spitalul Hunedoara, asta înseamnă că cei care au fost factori de decizie, deci Consiliul Județean la Deva și Primăria la noi, au înțeles totuși că spitalul este un punct strategic și un punct important pentru populație. Și pot să spun că în pandemie, când a venit așa o aură pe tot sistemul sanitar și noi nu eram pregătiți, nu știam ce este aia, a mai fost odată așa, ne-a speriat cu Ebola și cu așa, dar nu s-a întâmplat nimica. Domnul primar al municipiului Hunedoara, Dan Bobotan, a înțeles foarte bine că se întâmplă ceva și că sistemul medical trebuie ajutat. Absolut toți banii care au fost în primărie, pe articole de buget, care erau pe cultură, pe zilele, nu știu, Hunedoare, pe festivalul Berii, pe ziua pensionarului, absolut tot, ba chiar mai mult, eu am dirijat către spitalul nostru, am fost primul spital din județ care am avut un PCR. Ceea da, ce vă spun eu ca medic ce înseamnă, că în câteva ore am avut un diagnostic și am știut bolnavul ăla să ducem în stânga sau în dreapta, să-l izolăm sau să-l lăsăm undeva împreună cu alții. Alte spitale au venit la noi să facă analize și am ajutat. Altfel, înainte să avem PCR-ul, trimiteam probele la Timișoara, la Alba Iulia, la Cluj, stăteam și câte 5-6 zile cu bolnavul și protocolul spunea că până nu ai confirmarea nu poți să-l tratezi. Gândiți-vă în alea 5-6 zile cum s-a agravat bolnavul ăla fără să-l tratezi. Am avut colegi care, contrar protocolului, au salvat bolnavi și vieți de bolnavi cu COVID, dându-le tratament numai punând diagnosticul pe simptomatologie. Acum a fost un dublu beneficiu, așa cum spunea domnul doctor, a fost beneficiu dublu din punct de vedere medical și din punct de vedere financiar. Faptul că primăria Hunedoara, primarul nostru, a înțeles și ne-a direcționat toți banii, ne-am cumpărat repede aparatul PCR. Primul județ. Să știți că în momentul de față am fi nedrept să spunem că ne-am gândit. Partea economică n-am gândit-o atunci. Asta a venit de la sine și o să vă și explic. Noi atunci ne gândeam cum să ținem spitalul în picioare. Ceea ce vă spunea domnul doctor.
veneau cazurile, trimiteam, erau PCR la Timișoara și pe la Oradea și pe la Cluj, vreo trei zone. Un pic mai târziu la DSP, da. Și trimiteam și stăteam cu pacienții într-o zonă galbenă. Nu știam, merge spre verde sau spre roșu. Stăteam cu o săptămână, am ajuns la mine la 9 zile, care ei nu știau, nu era inițiat tratamentul și mai mult de atât se bloca spitalul. Foarte multe spitale au căzut că s-au blocat pe zonele galbene. Ei nu puteau să le ducă spre... Erau, nu știau ce, nu mai știau ce acolo. Noi am adus repede PCR-ul, în momentul în care am testat, parcă și acum îmi amintesc, s-a luminat. Am testat, s-au dus fiecare spre... Câteva ore am rezolvat, rezolvat situația. Asta a fost primul, beneficiu. Și a venit beneficiu financiar, îl recunosc. Spitalul Hunedoara, și o spun cu subiect și predicat, a făcut foarte mulți bani, ca spital mă refer, cu aparatul PCR. Și a scos banii, cred că de 10 ori. Fiindcă au fost foarte multe spitale care nu aveau și veneau la noi și ne plăteau, erau grupuri care plecau în străinătate, știau să te testeze, erau o echipă de fotbal, erau tot felul de... erau cerințe de testare. Știți, se intra la concert, dacă mergeai cu... Peste capacitatea noastră de a face. Nu puteam să... preluam greu. Aveam 500 de probe pe zi. Și atunci, asta a venit și ca o rețetă financiară, o recunosc. Doar că să spun acum că noi ne-am gândit de atunci este o... Asta a venit pur și simplu. Noi ne gândeam doar cum să ținem spitalul în picioare. Suntem pe ultimele minute. A fost o discuție, nu a fost o discuție festivistă, ci a fost o discuție care a dat, a pus niște elemente în vedere și a pus inclusiv, s-a discutat despre drama de la Botoșani, dar continuând în același stil uman, ca să zic așa, că văd că sunteți preocupați, ambii, ați venit, hai domnule, să ne apărăm sau să facem dreptate. Ce vi se pare esențial din dubla perspectivă pe care o reprezentați aici fiecare? Ce ar trebui făcut acum pentru a reface încrederea în corpul medical, cred? Sunt cele, din punctul meu de vedere, sunt cele două cuvinte cu care am început. Da. Echilibru și responsabilitate. Adică, haide să fim echilibrați, să nu aruncăm cu vini până nu știm ceva concret. Și să fim responsabili, adică să nu tratăm pacient. Da, dacă un pacient vine și ne reclamă ceva sau ne trage de mânică și ne spune ceva, haide să vedem ce e acolo, haide să cercetăm, adică să nu trimitem din start, domnule, nu, pacientul are dreptate. Nu, trebuie să fim echilibrați toți. Responsabilitate și echilibru. Cred că asta e succes. Domnul doctor. Și eu rămân la aceeași propoziție care a spus, o refăcută relația între medic și pacient. Pe baza acestui echilibru, încrederea pacientului pe de o parte cu adresabilitate și profesionismul și empatia din partea medicului. Cât de deteriorată este? Și eu cred că nu putem spune pe o scală de 1 la 10 de test să fac asta, dar unde credeți că... Cred că e foarte fragilă limita. Eu cred că sunt și în funcție de prestigiu profesional personal aici. Normal, există și prestigiu profesional al medicului, există și nivelul de înțelegere al pacientului și modului de a se manifesta și de a... Și v-am spus, și sistemul trebuie să pună umărul și să rezolve urgența, să scadă timpii de așteptare, să rezolve medicina primară, să... Mai este și un conflict între stat și privat și am putea discuta multe. Un oraș de pensionar cu patologie mult geriatrică, care durata de spitalizare este mare, patologia este cu multe boli asociate, bolnavi oncologici care sunt în creștere, cu, eu știu, specialități deficitare care sunt, am putea discuta și pe treaba asta, elemente, vorbim de hematologie, de exemplu, în județul Hunedoara, care de neurochirurgie, de chirurgie toracică, vasculară. Bine, aici nu mai este timp, dar am putea dezvolta fiecare din subiectele astea împreună și avem proiecte pe viitor. Vorbim de bolnav oncologic, de a face o radioterapie, de a avea posibilitatea să o facă în județ, să plece altundeva, să cheltuie bani și timp. Dar trebuie să concluzionăm. Vă rog. Vreau să vă mai spun ceva. Am atins subiectul, dar nu l-am dezvoltat. Vis-a-vis de... Pe lângă lucrurile bune, sunt și lucruri pe care cetățenii Hunedoare le semnalează, ba pe Facebook, ba pe diferite canale. Rugămintea mea, încă o dată spun, dacă
să vină la noi. Și, sau să le facă în orice formă vor, cei care vor să facă sau să necesiteze ceva, dar rugămintea mea expresă pentru hunedoreni este să facă cu subiect și predicat. Adică să-mi spună, persoana X a făcut lucrul ăsta care nu e la locul lui, sau persoana Y, și noi vom, adică chiar vrem să avem un management responsabil. Spitalul Hunedoara este spitalul comunității al hunedorenilor și da, dacă constatăm că s-a greșit sau mai mult decât atât, reavoință, vom tăia în carne vie. Dar vreau situații concrete, adică să ni se spună concret. Așa s-a întâmplat și persoana asta este implicată. Revin la ce vă spuneam. Birourile noastre ambele sunt deschise. Foarte multă lume vine la noi oricând. Noi nu avem amândoi pe birouri, pe uși, avem un program de audiențe care trebuie pus. Este pur și simplu formal. Vă spun sincer, la noi orice om vine la orice oră cât suntem acolo, acum și noi mai suntem plecați, da. Ba la DSP, ba la... domnul doctor are și activitate medicală, ba la casă, dar suntem acolo, nu ne formalizăm. Atât. O bătaie la ușă și se vine să ne spună domnul manager, domnul director medical, ăsta e lucrul care pe mine ne mulțumește și ăsta este cazul concret. Asta vreau să-i rog. A spune generalități e greu. Nu servește nimănui. Vreau cu subiect și predicat. Și dacă e cineva de vină, da, vom tăia în carne vie. Da, vă mulțumesc, doamnelor, domnilor. Cred că e o emisiune care a elucidat o parte dintre probleme în care a fost managerul Spitalului Municipal Hunedoara, domnul Radu Budaie, directorul medical al spitalului, domnul doctor Ben de Barna. Vă mulțumesc, multă sănătate, să depășiți toate problemele care sunt. Mulțumesc colegilor, vă mulțumesc dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit. La revedere, toate cele bune tuturor! Toate relatările pe care le-am primit și toate explicațiile și de la pompierii răniți m-au dus la concluzia că s-a acționat.